Buona Feta Lujonica, eccellente Feta Lujonica, ci gol! Postul rapidist, Alexandru Ionită, îmbrățișat de antrenorul său și el fost rapidist. Foarte bun a fost Sventa, a simulat că pasează în dreapta, a continuat acțiunea cu dribling către centrul terenului, către axul porții și apoi șutul cu stângul, n-a mai putut fi apărat de Balaur. Aici este Fenta care îl pune în dificultate pe capitanul lui Voluntari, pe Novak. Șutul îl prinde puțin pe contrapie pe portarul Balauru și Astra își vede răsplătite eforturile. Minutul 36. Nu uităm, el a calificat practic pe FC Voluntari în finală, înscriind în minutul 89 al semifinalei cu CSU Craiova în deplasare, fost 1-0 pentru FC Voluntari. Silviu Lung Junior pe linia porții, concentrat Marinescu, înscrie 1-1. Bucurie fără margine a ilfovenilor. Vă spuneam puțin mai devreme, ofensiva lor nu are calitatea Astrei, dar această încăpățânare cu care au urmărit golul, iată, a dat în cele din urmă rezultate. Probabil vom asista la prelungiri.